M-am trezit aici ca dintr-un lung vis. Și nu oricum. Am urcat un munte, lăsând la poalele lui mașina. La poalele unui drum pe care abia s-i pieptiși pe jos, precum apostolii. Un drum pe care cu greul poți numi forestier, ducând până aproape de mănăstirea Luncanii de Sus, din Timiș. Priveam cu ochii celui chemat de această lume luminată a culmilor, lăsând în urmă tumultul zbuciumul unei alte lumi, intrând într-un timp și într-un spațiu de grație. Drum. Un drum greu, asemenea unei golgote. Ici colo, rupând asprimea, sobritatea, gravitatea, flori crescând la margine de șlau. Și iarăși drum. În cele din urmă am ajuns sus, la aproape 800 de metri altitudine. Mănăstirea era în construcție. Un turn înalt de aproape 40 de metri îți umbrea și îți îngenunchea privirile, smerindu-ți-le. Mănăstirea pusă aici, sub acoperământul Maicii Domnului, te convinge că numai iubirea nebună de Hristos le-a putut face pe cele trei măicuțe să renunțe la tinerețe, la părinți, la dulceața traiului de lume și să urce atât de aproape de cer și să construiască o chinovie. Nu au trecut decât 4 ani și au reușit să aducă aici pe culmi lemn, ciment, var, să împletească ruga cu munca, slujirea cu ascultarea și să construiască așezământ și casă Domnului. Am putea spune că cerul a coborât încă o dată pe pământ și o nouă scară a faptelor bune a legat vremelnicia de veșnicie și a mai deschis o poartă, o cură de rai. O cale pe care pașnic, în lumina lină a iubirii de Dumnezeu, putem urca mai ușor și pleca genunchii în fața tronului stăpânului lumii. Cântările se înalță prin aerul rece spre bolta închipuită din stingi lungi de lemn încă verzi de seva pădurii. Și călăuzite de sunetul lor, privirea și sufletul cercetează acest loc în facerea și prefacerea lui. Într-adevăr, dacă ne gândim la altitudinea la care ne aflăm, la condițiile pe care ne le poate oferi muntele, spunem că a fost foarte greu. Chiar foarte greu, cum vă spuneam și pe traseu, din cauza drumului. Deci accesul e foarte greu, mai ales cu mașini mari, ca să aduci atâta lemn aici sus, e foarte greu. Dar dacă e dragoste și avem nădejde în Dumnezeu și vrem să facem ceva, sigur că Dumnezeu ajută și putem să facem. Credința creștină nu a apărut în lume ca o învățătură oarecare. Însăși, a doua persoană a Sfintei Treimi a coborât din slava sa, a luat înfățișarea noastră, s-a supus acelorași legi ale firii, a fost asemenea nouă, însă fără de păcat, și ne-a arătat că împărăția lui Dumnezeu este oriunde domnește pacea, liniștea și unde interesele mărunte nu și-au loc. Dacă avem dragoste mare față de Dumnezeu și nu se pare greu. O naștere din prisos de jertfă, de lucru și de dar, spre lauda smeritelor monahii ale obștei, spre bucuria celor ce își vor mâna pașii, peste vreme, pe aceste locuri de sihăstrie. Măicuțele sunt înconjurate doar de munte, nevoile, neajunsurile, suferințele și le împărtășesc doar lui Dumnezeu, așa cum ne-a mărturisit monahia Filoftea Nistor. Prețul vieții în termeni lumești e ridicat aici, supraviețuirea costă, și poate de aceea și Dumnezeu coboară mai aproape și îi ajută pe oameni să îi zidească lăcaș.
sfinți știuți și câți haștri neștiuți vă fi privit cu tremurați de mărăția tăcerii stăpâne în acest colț de munte, zborul singuratic al vreunei păsări, și vor fi auzit viziunea tainică a pogorârii Duhului Sfânt peste muntele acesta. Privim în stânga, lemn verde și lemn uscat. Privim în dreapta, din nou lemne și stive de lemne. Și atât. Mâinile, ca ființe cu existență proprie, se supun cu blândețe minții în care și-a găsit vrednic să lași rugăciunea lui Hristos. Și taie, stivuie, zidesc, ridică, adună, cară, sapă, spală, se închină, fac toate cele trebuitoare vieții de zi cu zi, asemenea călugărului făcând ascultare. În care loc mai potrivit decât aici se pot asemui monahii de astăzi cu cei de altădată din sihăstriile munților acestora? Schitul, în care zilnic se înalță cântări și smerite rugăciuni, s-a născut din dorința arzătoare de a continua viața călugărească și în aceste locuri. Îi privim pe cei care de bunăvoie se nevoiesc aici și ne vin în minte cuvintele Maicii Starețe. Sunt multe lucruri, multe amănunte care nu vor fi trecute în niciun istoric al locului. Piedici, dureri, jertfe. Cu acest loc este o taină, iar Dumnezeu le știe pe toate și va face parte la toți ostenitorii. Aici nu există televizor, radio și nu ajunge niciun ziar. Telefoanele mobile nu funcționează, iar oamenii poposesc arareori. Plec și eu, lăsându-i locului sihăstria, în singurarea, liniștea rugăciunii, în izolarea lui aproape de săvârșită, în grija Maicii Domnului și a Tatălui din ceruri, și cobor din nou în lumea mea, cu speranța că aici, peste câțiva ani, vor fi plinite jertfa, prinosul, lucru din dragostea și în numele lui Hristos.